Vreau să vă rețin atenția în câteva momente pe care le avem la dispoziție. Cum anume putem să avem această frică a Domnului? Pentru că tematica aceasta este, pe lângă faptul că cred că organizatorii au fost inspirați de Duhul Sfânt, este absolut necesară. De foarte multe ori în comunitățile noastre mergem pe baza faptului că iubim pe Domnul și că El ne iubește pe noi. Și la un moment dat începem pe baza iubirii Domnului să facem anumite lucruri, să ne tragem de șireturi cu El, să-L trimitem în toate direcțiile, în misiune, să facă Domnul tot. Iar noi să-I spunem doar prin rugăciune ce are de făcut. Doamne, Tu azi cam ai de făcut. Și să pune întrebare, la un moment dat trebuie să te mai oprești, să întrebi cine-i Domnul totuși? E ăla care-i înviat și viu în vecii Domnului sau tu, care prin rugăciune numai comanzi și să facă Domnul? Când misiune nu te miști, în altă parte ai numai mofturi și pretenții și numai ai condiții. Și dacă se leagă cineva de tine, ești în stare să dai jos cu toate darurile tale. Cine-i Domnul până la urmă? Știți de ce? Pentru că noi nu știm să iubim. Noi nu știm să ne iubim bine soțiile pentru cei ce sunt căsătoriți. Soții pentru soțiile noastre. După masă va vorbi mai mult de lucrul ăsta. Noi nu știm să ne iubim bine între noi. De-aia ni se dă Duhul Sfânt să ne iertăm, să ne iubim, să creștem. Dumnezeu știe să iubească. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că atunci când noi nu existam, L-a trimis pe singurul Lui Fiu, ca miela Lui Dumnezeu între haitele de lupe acestei lumi, nu să trăiască mult și să mănânce bio, ci să ia păcatele noastre și să le ducă la calvar. Și cu toate că a dat 12 legiuni de îngeri ca să-L ia de aici, să se-L ducă înapoi la Tatăl, din cărui esență și natură era, pentru că ne-a iubit, a rămas pe cruce și a plătit tot prețul ca noi să strigăm Aleluia. Iubiții mei, El știe să iubească. Aceeași iubire vrea să ne-o transfere nouă prin Duhul Sfânt. Dar de foarte multe ori noi considerăm că prin iubirea Lui față de noi se vulnerabilizează. Și pentru că El ne iubește atât de mult, facem și vrem noi, Îl trimitem unde vrem. De aceea, în conceptul acesta de a iubi pe Domnul, ceea ce avem nevoie să stabilim foarte clar este cine este Domnul și cine suntem noi. Suntem peste 8 miliarde de oameni în lumea asta. El e unul singur, de aceeași natură și esență cu Tatăl. Și nu e rușine să ne numească frați. Dar noi venim în fața Lui și ne permitem, după ce Domnul ne-a mântuit, o lăsat laureației premiului Nobel, o lăsat oameni mai deștepți, mai bogați, mai capacitați, i-o lăsat în întuneric și mor în întuneric. Pe mine m-a adus la împărăția dragostei Fiului Său. Mi-a spălat păcatele, fără vreun merit, m-a umplut cu Duhul Sfânt și mi-a spus că mă iubește. Și pe baza asta, eu încep să-I fac mofturi. Și pe baza asta, eu încep să-I cânt doar când am eu chef. Și pe baza asta, mă rog când am vreun necaz, iar restul stau pe telefon, pe WhatsApp, pe Facebook, am alte activități. Dacă în schimb am vreun necaz, Doamne, dar la și ești bun. Acum intervine că nu te mai deranjezi 6 luni, nici nu mai vin pe la biserică. Ori, iubiții mei, frica de Domnul este cea care ne pune la poziția în care suntem, pentru că frica de Domnul te subordonează autorității, măreției și splendorii Domnului. Amin. Și cred că după mesajul fratelui Daniel, fiecare dintre noi ne-am hotărât să abordăm și să avem această frică de Domnul corectă. De aceea aș vrea să vă spun, frații mei, ca să poți avea frica de Domnul, în primul rând trebuie să o înțelegi. Mintea logică, omul este logică, este așezată de Dumnezeu să gândească logic. Lucrurile pe care le înțelegi sunt mai ușor de abordat. Dacă cineva îți spune, Domnule, trebuie să iei medicamentul acesta amar, trebuie să-l iei, pentru că așa îți spun eu ca medic, totdeauna te vei strâmba, că medicamentul e amar și că în gură e amar și că nici nu știi la ce trebuiește. Dacă medicul îți explică, Domnule, uite medicamentul ăsta amar, cum este el, produce în corpul tău niște rezultate uimitoare, efectiv și alții s-au vindecat de ulcerul lor, de problema lor, de situația labilă și lucrul acesta îți aduce... Dintr-o dată e la fel de amar, dar pentru că mintea ta a înțeles să-l iei cu plăcere. Ba chiar spui, Domnule, îmi place să-l iau, pentru că știi logica lucrului respectiv. Frica de Domnul, dacă nu o înțelegi, este doar o povară în plus, pe lângă multe lucruri pe care le avem noi în pocăință.
Însă de aceea Biblia spunea în textele care s-au citat în ziua de astăzi, Proverbe capitolul 2, versetul 5 spune, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința de Domnul. Câtă vreme nu înțelegi frica de Domnul, nu vei înțelege nici celelalte porunci ale Domnului. Și finalul mesajului fratelui Daniel a fost finalul cartei Eclesiastului. Să ascultăm, dar în sfârșitul tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Și pentru o grămadă de credincioși, a te teme de Domnul și a păzi poruncile Lui, asta e situația. N-are nicio bucurie în viață. Dar de ce mă ești pocăit? Ca să fiu mântuit și eu. Și din punctul ăsta de vedere, este o trăire așa a vieții de pocăință, de după el, toată lumea vede că nu-i bucuros nici el, nici pe alții nu face bucuros. Când ai înțeles frica de Domnul, iei lucrul acela ca o onoare, ca o binecuvântare pe care o ai din partea Domnului. Și ca să înțelegi frica Domnului, trebuie să te uiți în Scriptură. Iubițul meu, a înțelege frica de Domnul, trebuie să înțelegi că dacă nu te temi de Domnul, vei avea alte temeri. Vom avea temere de accident, vom avea temere de cancer, vom avea temere de ruși, vom avea temere de americani, vom avea temere de duhuri, vom avea temere, o grămadă de temeri sunt în lumea asta pe care le vom avea. Dacă în schimb te vei teme de Domnul, nu te mai temi de nimic. Și de aceea versetul 91 își are acoperire. Nu trebuie să te temi. De ce? Pentru că ești sub aripile celui prea înalt. Slăvit să fie Domnul. Pentru că te temi de El. Câtă vreme te temi de Cel ce are toată autoritatea, toată puterea, nu trebuie să te mai temi de celelalte. De aceea Domnul Iisus Hristos înviat vine la ucenicii Lui și le spune, toată puterea mi-a fost dată sus în cer și jos pe pământ. El are toată gloria, lăudat să-i fie numele. Dacă te temi de El, El deține controlul firilor de păr. El numără pașii tăi de priveag. El așează circumstanțe și împrejurări. Are la dispoziția Lui miliarde de îngeri, gata să fie puși în slujba celor ce vor moșteni mântuirea, adică a ta și a mea. Sunt acolo. Zona asta unde suntem noi adunați câteva sute, sunt mii de îngeri aici care notează dacă am cântat sau nu la cântare. Care notează, am fost atent sau nu? Care a notat dacă ne-a sunat telefonul sau nu? Dacă s-au auzit în public sau nu? Toate astea sunt notate. De-aia, frate, au trecut pe ecran. Stingeți telefoanele că îngerii sunt în zonă. Slăviți să fie Domnul! Sunt aici în zonă. Notează toate lucrurile astea, toată poziția ta o notează. Îngerii sunt aici. Vă amintiți dumneavoastră, spune Scriptura, la un moment dat că în Israel era un om special. Omul acesta era Elisei. Și omul acesta, spune Scriptura, îi călăuzea pe izraeliți. Când sirienii organizau câte o ambuscadă să-i prindă capcană pe evrei, cavaleria lor, infanteria lor, Elisei le spunea, nu treceți prin zona respectivă, pentru că zona aceea e cu pericol. Și dintr-o dată evitau zona. În altă situație, la fel. La un moment dat, împăratul Siriei, i-a chemat pe toți generalii lui și a zis, băi, nu sunt cap îndoială. Am crezut că prima dată e o întâmplare, a doua la fel. Dar de câteva ori, deja e mult, numai că unul dintre noi trădează, unii punem noi ambuscadele, unii vrem să-i prindem în cursă. Și unul dintre ei spune, împărate, nu trădează nimeni. Dar evreii, pe lângă generali, pe lângă cavalerii, pe lângă infanterii, au pe unul, numit Elisei, fiul lui Șafat, care spune, nu unde organizezi tu ambuscadele, spune și ce vorbești tu în camera de culcare, unde noi niciunul nu intrăm acolo. Și dintr-o dată împăratul spune, băi, nu mai am nevoie să prind infanteria, nici cavaleria, nici generalii, nici statul major. Dacă îl prind pe omul ăsta care vede lucrurile pe care eu nu le pot vedea, dacă îl prind pe ăsta, i-am lăsat fără ochi pe o evrei și pot prinde pe toți ceilalți. Au aflat serviciile lui secrete că Elisei este la Dotan. A trimis un comando special să-l prindă. Și spune Scriptura, când s-a sculat slujitorul lui Elisei, a văzut Dotanul înconjurat de oști și au spus, stăpâne, cum scăpăm? Că dacă era o breșă undeva, spunea stăpâne, pe aici o întindem, pe aici dispărem din zonă. Dar nu mai erau de unde să iasă. Dar Elisei stătea lângă el liniștit așa. Și ăsta, în timp ce se întreba Elisei, mi-ai spune ceva, stai liniștit, că mai mulți sunt cu noi decât cei care sunt cu ei. Și nu era greu să numeri câți erau cu ei, erau doi. Atât. Erau doar doi. Și Elisei spune, mai mulți sunt cu noi. Și în timp ce ăsta își făcea calculele matematice, că îs doar numai doi, și restul erau înconjurați, că nu puteau scăpa, Elisei mai face o rugăciune. Doamne, deschide ochii să
vadă și dintr-o dată îi se deschid ochii slujitorilor, văd toate dealurile din prejur înconjurate de cai și călăreți de foc, care niciodată nu au fost băgați în luptă. Niciodată. Că era suficient să vină doar un cal de ăla de foc, cu un car de foc și cu niște îngeri de foc, să vină acolo și automat se rezolva problema cu sirienii. Dar ei au fost așezați acolo ca să ne arate că toate lucrurile din lumea aceasta sunt sub controlul lui Dumnezeu. Totdeauna împrejurul nostru, pe autostrăzi, într-o parte în alta, sunt îngeri al lui Dumnezeu. În vechime veți vedea tabere ale îngerilor lui Dumnezeu, care își fac campus în zona asta să păzească pe cei aleși al lui Dumnezeu. Ori, iubiții mei, când înțelegi lucrurile acestea, când înțelegi frica de Domnul, îți dai seama cine este El și înțelegi beneficiile pe care le ai, că dacă te temi de Domnul, nu trebuie să te mai temi de nimic. Nimic de ce se întâmplă în lumea aceasta pentru tine nu vine la întâmplare, totul este un plan. Și noi trecem prin accidente, și noi trecem prin boli, și noi trecem prin pierderi financiare, dar în spate nu-i soarta, în spate nu-i ghinionul, în spate este un plan pe care Dumnezeu îl are. Și de aceea poți trece altfel, pentru că înțelegi frica de Domnul. Iubiții mei, după ce înțelegi frica de Domnul și vezi că îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de El, de la nivelul îngerului Dumnezeu nu sunt atenți la ce se întâmplă la Bruxelles, neapărat. Nu sunt atenți la europarlamentari, ci sunt atenți acolo unde există un tânăr, o tânără, un bărbat și o femeie care se teme de Domnul. Și îngerii Domnului apar imediat în jurul lor, ca să fie la dispoziția lor, ca să ia rugăciunile lor, ca să prezinte Tatălui ceea ce respectivele persoane își doresc, pentru că acolo își fac tabăra ei. Primul lucru pe care trebuie să-l ai privitor la frica de Domnul este să încerci și cu ajutorul Bibliei să înțelegi, pentru că apoi îți va fi mai ușor să transpui. Al doilea lucru este să alegi frica de Domnul. Sunt oameni care înțeleg frica de Domnul. Sunt oameni care înțeleg măreția Domnului. Sunt oameni dar nu aleg să facă lucrul ăsta. După cum fratele Daniel explica foarte bine, natura noastră este o natură care este împotriva fricii de Domnul și a recunoaște autoritatea Domnului. Foarte greu ne supunem din pricina firii noastre pământeci. Însă, în ciuda tuturor împotrivirilor noastre, trebuie să alegem să ne temem de Domnul. Nu pentru că ne vine, nu pentru că ne e ușor, ci pentru că alegem pentru binele nostru terestru și etern să ne temem de Domnul pentru a fi cu adevărat fericiți. Dumnezeu să ne ajute. E foarte important să alegem pe Domnul. În privința aceasta, Sfânta Scriptură, în texte pe care s-au citat deja, pe care eu vreau să le spun, Ieremia, capitolul 5, versetul 22, spune așa: nu voiți să vă temeți de mine, zice Domnul, nu voiți să tremurați înaintea mea? Nu pune accentul aici, nu vă vine să vă temeți de mine? Nu vă vine să tremurați? Bineînțeles, câteodată ne vine când avem un accident de mașină în fața noastră și noi putem să fim acolo și vedem că o mână ne-a păzit pe noi. Ne vine să tremurăm pentru un moment, da? După aceea ne trece. După aceea intrăm în starea aceea când coborâm. Ori Domnul vine și spune, este un factor de voință. Nu voiți să vă temeți de mine? Nu voiți să tremurați înaintea mea? Pentru că nu că îmi vine, nu că am chef, ci decid ca act al voinței să mă tem de Domnul. Aleg lucrul ăsta. Aleg lucrul ăsta. De aceea trebuie să stăm în fața Evangheliei. Pentru că este o grămadă de oameni, o grămadă de cântăreți, de predicatori, care spune, Domnule, mă tem pe Domnul, m-am îngrozit, am avut un coșmar azi noapte. Toată ziua aceea e sub frica aceea de să teme, să aibă grijă cum vorbește, să teme când cântă, să cântă într-un mod așa, când se îmbracă, când totul. Da, trece ziua aceea, uită de coșmarul ăla, uită de visul ăla în care Dumnezeu, efectiv, l-a marcat și după aceea reia din nou activitatea aceea, mai ușurică așa, pentru că el doar iubește pe Domnul, dar nu să mai teme așa de mult de El. Ori, iubiții mei, eu aleg să mă tem de Domnul. De când mă scol dimineața și până ultimul gând pe care l-am înainte de a dormi, aleg să mă tem de Domnul. Și atunci când aleg să mă tem de Domnul, iubiții mei, pun prioritatea înaintea lui Dumnezeu, frica de Domnul. Aleg să mă tem de Domnul mai mult decât îl iubesc pe Domnul. Aleg lucrul ăsta. Cunoașteți un pasaj biblic care
Spune Ieremia, capitolul 32, versetul 40, după ce Dumnezeu le-a dat diferite momente când să vadă dragostea, iubirea și protecția Domnului, constată că pentru evrei și în legământul nou pe care îl va face, trebuie să facă ceva special. Și textul acesta biblic spune în evrei, Ieremia, capitolul 32, versetul 40, mai repet încă o dată, voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă. Și aici e interesant. Mă așteptam să spună iubirea de mine. Nu, frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Pentru că cu iubire numai de Domnul, foarte mulți ne îndepărtăm de Domnul. Considerăm că noi avem dreptate și Domnul trebuie să ne slujească. Frica de Domnul însă ne pune într-o poziție că nu ne îndepărtăm de El și legământul veșnic rămâne, ca atare Domnul nu se depărtează de noi. De aceea Noul Testament, după cum bine se sublinia, abundă de texte biblice de frica Domnului. Fiecare era plin de frică. Dar de ce apare? Că normal ar trebui să apară plin de iubire. De ce apare lucrul ăsta? De ce închinarea trebuie făcută cu frică? Pentru că avem un Dumnezeu care este un foc mistuitor. L-am plasat noi pe Sinai. L-am trimit în excursii în Vechiul Testament. De El rămâne Dumnezeu veșnic, slăvit să-i fie numele, care face un legământ veșnic. Și baza legământului veșnic este teama de Domnul. Cel mai bine poți să dezvolți iubirea de Domnul în această teamă. Îl iubești pe Domnul temându-te de El. Și atunci ești într-o poziție corespunzătoare, alegi această frică de Domnul, că asta trebuie aleasă. Încă o dată vă repet, Dumnezeu știe să iubească, noi nu știm, încă învățăm și n-am ajuns la desăvârșire în domeniul ăsta. De aceea sentimentul care mă leagă cel mai corect pe mine, ca muritor în lumea asta, de Dumnezeul etern și veșnic, pe care eu nu-L pot cuprinde și toți la un loc nu-L putem cuprinde, cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, este teama, reverența și frica de Domnul dusă până la cutremur. În momentul respectiv pot să-L iubesc din toată inima, dar în granițele fricii și respectului sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze. După ce alegi, prima dată înțelegi, după ce ai înțeles, ai dreptul să alegi, iar unii aleg să meargă pe altă linie, numai că noi alegem să ne temem de Domnul, după aceea învățăm, intrăm la școală. Foarte mulți oameni ar vrea să învețe frica de Domnul, să o trăiască, dar n-au ales. Ei vin la școală doar când au chef. Doar la un anumit, gândește că mergi la o școală să înveți o meserie serioasă. Și vii o săptămână la școală, după care 3 săptămâni n-ai chef să vii, după care te mai văd profesorul, mai vin vreo 3 zile, pentru că parcă îți mai trebuie școala aceea, după care 2 luni de zile iar nu mai vii, dar la urmă când se dau diplomele de absolvire, ești acolo, vrei să-ți faci selfie cu toți profesorii care au fost și colegii tăi de școală. Cine crezi că îți dă ție diplomă de absolvire în condițiile actuale? Foarte mulți dintre noi, frații mei, nu intrăm să învățăm frica de Domnul, pentru că nu o considerăm un subiect atât de important, nici nu-l alegem pentru viața noastră. Alegem orice altceva, dar nu frica de Domnul. Ori, frații mei, după ce ai înțeles frica de Domnul, după ce ai ales frica de Domnul, intri la învățat ce înseamnă frica de Domnul. Și, frații mei, aș vrea să vă spun, a te teme de Domnul, încep să înveți lucrul acesta. Încep să spui întrebări, îi place Domnului ceea ce fac eu? Îi place Domnului cum mă comport eu? Îi place Domnul, reprezint pe Domnul cum mă îmbrac eu? Eu câteodată s-ar putea să nu spun nimănui nimic, dar felul în care eu trăiesc, eu trebuie să reprezint pe Domnul meu. Eu n-am fost mântuit ca să reprezint masculinitatea și feminitatea. Eu n-am fost mântuit ca să reprezint filozofia mea de viață. Eu n-am fost salvat de Dumnezeu să reprezint ce deștept sunt eu, ci eu am fost mântuit să reprezint împărăția lui Dumnezeu. Ori dacă eu nu reprezint împărăția lui Dumnezeu și reprezint vocea mea superbă și prezint memoria mea grozavă și prezint personalitatea mea extraordinară, eu de fapt am intrat și din biserica lui Iisus Hristos furt slava lui Dumnezeu. Încerc să substitui ceea ce aparține numai lui Dumnezeu. Ori, stimații mei, frica de Domnul trebuie învățată. Spune Sfânta Scriptură că
Copiii lui Dumnezeu trebuie să-L privească pe Tatăl nostru tocmai în modul acesta. S-a citat din aici 1 Petru, capitolul 1, versetul 17, spune așa: și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Învață asta. Atenție, e tatăl tău. Dar tu trebuie să te înveți față de tatăl care va judeca fără părtinire. Știți că se dezvoltă pe măsură ce trece timpul, că suntem copii al lui Dumnezeu. Că suntem fiii lui Dumnezeu, că ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt. Și pentru că suntem fiii lui Dumnezeu, alorlalt nu le se permite să mintă. Dar noi, pentru că avem ochi verzi, albaștri, ne se permite că suntem fiii lui Dumnezeu. Ăilalți fac tot felul de prostii, îi va judeca Dumnezeu când vine pedeapsa lui Dumnezeu. Da, ție ce ne se permite, măi? Pentru că credem că Dumnezeu, dintr-o dată, fiindcă ne e tată, este foarte permisiv cu noi. Pe toți ceilalți îi pedepsește. Fricoși, mincinoși, afară cu dânșii. Dar noi, fiindcă suntem copiii lui, pe noi ne primește cu tot cu minciuni, cu tot cu semnături false, cu tot cu țepe date la alții, pe noi ne primește, ne iubește. Chiar ne râdem de ceilalți, că nu pricep ce har avem să fim copiii lui. Uite că Biblia spune: și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, purtați-vă cu frică. Cum noi copiii cu frică? Da! Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Nu prea să auziți cuvinte de genul ăsta, pentru că deprimă audiența, deprimă pe frați. Cum adică să trăim noi copiii Domnului, că atât de mai bucurăm că suntem copiii Domnului cu tot cu situațiile pe care le avem noi? Ori, frații mei, Tatăl nostru nu se uită după ceea ce suntem noi, ci se uită după calitatea vieții noastre și a temerii noastre de Domnul. Amintiți-vă că Apostolul Ioan a fost foarte apropiat de Domnul. La cina Domnului stătea cu capul pe sână Domnului Iisus Hristos, în timp ce ceilalți certau și discutau care să fie cel mai mare. El auzea cuvinte pe care ceilalți nu le aud. De aia când o să citiți Evanghelia după Ioan, e deosebită de toate celelalte evanghelii. Veți găsi pasaje biblice pe care nu le găsiți în celelalte evanghelii, unice. Pentru că el, stând acolo aproape de Domnul, a auzit despre cuvintele Domnului extraordinare. Este ultimul apostol care la cruce a plecat din prezența Domnului înainte să moară, când Domnul i-a spus: fiul, iată mama ta, mamă, iată-l fiul tău. Apostolul Ioan, îi place să auto-intituleze în Evanghelia lui ucenicul pe care îl iubea Iisus de 5 ori. E bine, spune în Apocalipsa că l-a văzut pe Iisus, pe cel apropiat de el. Și când l-a văzut, spune Scriptura, a căzut la picioarele lui ca... Păi de nu te poți duce iară la sânul lui, că doar noi am fost la masă împreună, eu eram aproape de tine. Nu, el este Domn al domnilor și împărat al împăraților. Învăț frica de Domnul. Învăț să mă comport atare. Altfel îl cred că e la masă și îl mai trimit să-mi aduc și de mâncare. Îl mai trimit să-mi aducă și binecuvântare. Și îl trimit, folosesc rugăciunile doar pentru a-l trimite în misiune pe el, dar eu nu mă duc. Ori, iubiții mei, învăț frica de Domnul. Apoi, stimații mei, învăț la școala lui Dumnezeu să urăsc ceea ce îi urăște Dumnezeu. Trăim astăzi într-o vreme a ecumenismului, a compromisului, în care o grămadă de lucruri sunt acceptate printre noi. Dar ce se poate? Ce se poate? Învață să urăști ceea ce urăște Dumnezeu. N-auzi, de ce numai românii o să fie mântuiți? Numai ei? Dar ce americanii aia care dansează, care cântă, care divorțează, recăsătoresc de-a patra oară, ce Dumnezeu nu o să aibă? Chiar o să-i trimită pe toți în iad, așa? Și dintr-o dată stai și te gândești așa, băi, chiar, dacă mai ești rudi de genul ăsta, îți vine să gândești, chiar că așa-i, Dom'le. Dar ce să ne spună cineva, băi, 600.000 de evrei care ies din Egipt, nu au pregătire, nu au ingineri, nu au personalități printre ei, toți ăștia mers pe Canaan, poartă armele. Aș vrea să vă spun ceva, dacă nu vă conformați cât trebuie, o să intre doar doi dintre ei. Băi, dar chiar numai doi o să intre? Dar ce fel de Dumnezeu este să intre numai doi? Frații mei, câți au intrat? Doi. Iubiții mei, lecțiile istoriei și pildele din Scriptură vin aici. Pentru că întâlnim mentalitatea asta care pătrunde în sânul comunităților noastre. Începem să gândim după gândirea lumii și nu ne uităm la ceea ce urăște Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură,
Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu. Ne interesează ce urăște Domnul? Pentru că foarte multe lucruri pe care Domnul le urăște, noi le acceptăm, las că merge, după care venim în fața Lui, Doamne, te rog acum ascultă-mă. Eu toată ziua am făcut lucruri care te-au iritat pe tine, care te-au enervat pe tine, dar acum vreau să-ți arăt dragostea de tată. Și de foarte multe ori constatăm, măi, nu știu de ce nu mă ascultă Dumnezeu. Măi, dar cu cine stai tu la masă? Ce limbă iubești tu? Bârfa o iubești? Că în limba mincinoasă a venit și a spus bârfe despre altul, nu e așa că ți-a plăcut? Și era fratele tău. Când s-a vorbit de descoperirile Domnului la mișto și de vasele Domnului la mișto, nu e așa că ți-a plăcut? Și apoi a venit la cel care a încercat să trezească poporul Domnului prin trâmbițele respective și vii și spui, Doamne, acum mâna ta apasă asupra mea, nu știu ce încercare, izbăvește-mă acum. Și Dumnezeu întreabă, dar tu nu urăși răul, ți-ți place răul. Lucrurile pe care eu le urăsc, tu le aprobi. De aceea trebuie frica Domnului învățată. Pentru că de foarte multe ori nu dezvoltăm. Atenție, frații mei, vă subliniez ceva foarte clar în domeniul ăsta, lucru care de multe ori se uită între noi, și anume Dumnezeu ne cere să urâm faptele și acțiunile, nu oamenii. Faptele și acțiunile. Dați-mi voie să vă mai dau câteva exemple. Efeseni, capitolul 5, versetele 10 și 11 spun așa: cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Știți că luăm parte la foarte multe dintre ele și sale întunericului. Dar ai cercetat ce îi place Domnului? Ai cercetat dacă lucrul acela îi place Domnului? Că tu vrei să ai frica de Domnul și să placi de Domnul. Îi place Domnului postul? Îi place Domnului rugăciunea? Îi place Domnului să mergi la biserică? Îi place Domnului? Sau dintr-o dată ai tot felul de activități care sunt permise, compromisuri pe care le faci cu toți ceilalți și nu înveți frica Domnului? În context biblic, Psalmul 101 cu versetul 3 spune: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Atenție, nu-i urăsc pe păcătoși, ci purtarea lor. Știu frați care au prieteni, prieteni din biserică, prieteni care au tot felul de glume. Biblia spune să nu se aude cuvinte porcoase, glume proaste între voi. Mai sunt care fac glume pe seama soțiilor altora, a fetelor, glume cu dispreț față de unul care nu știe să vorbească, să bâlbâie, altul, cum spunea fratele Daniel, e mai plinuț, altul e mai slăbuț, altul nu-i prea bun la șoferie, e mai cleios, altul la meserie nu-i prea bun. Și începem să facem glume de genul ăsta disprețuind pe cei din Biserica Domnului, care, atenție, au aceeași valoare ca și noi. Au aceeași valoare ca și noi. Aș vrea să te întreb, iubitul meu, cum stai înaintea Domnului? Că de foarte multe ori eu subliniez lucrul ăsta și multe din pedepsele pe care le văd și corecții pe care le văd, nu sunt din pricina neapărat a păcatului făcut, ci din cauza multor disprețuri pe care le întâmpinăm. Am un exemplu pe care îl dau așa și pe care vreau să vi-l pomenesc și în momentele următoare, în timpul alocat slujirii din ziua de astăzi. Există anumite cadouri pentru copii și pentru toți ceilalți. De exemplu, cutiuțe din astea pentru ceasuri. Într-o cutiuță din aia micuță, așa, sunt cutiuțe de carton, care sunt 2 eurocenți, să presupunem. Este cutiuță de aia de carton, care are și hârtie cu sclipici, așa, 3 eurocenți. Și există cutiuțe de carton din astea, tot așa, cu, pe lângă hârtie, mai are și o fondiță, 5 eurocenți. Acum cât pui cutiuțele alea 3 la un loc, fiecare se laudă. Băi, eu am hârtie cu sclipici, alta spune, eu am și fondițe pe lângă hârtie cu sclipici. Unul se laudă cu facultatea lui, unul se laudă cu cifra lui de afaceri, unul se laudă cu Mercedesul lui, unul se laudă cu înălțimea lui, unul se laudă cu metabolismul lui, unul se laudă cu sănătatea lui, fiecare se laudă cu ce vrea. Dar la un moment dat se întâmplă o minune. În prima cutiuță, care e numai din carton grosier, vine o mână cerească și pune un diamant de 100 de milioane de dolari.
În a doua cutiuță, de 3 eurocenți, pune la fel un diamant de 100 de milioane de dolari. În a treia cutiuță, care e și cu fondiță, pune la fel un diamant de 100 de milioane de dolari. Acum când evaluez, ca orice evaluator, cutiuțele alea trei, cu cât s-ar putea vinde cutiuțele alea acum? Cât valorează ele? 100 de milioane de dolari și 5 eurocenți? Mai pune cineva aia 5 eurocenți acolo? 100 de milioane de dolari și 3 eurocenți care și RTI cu sclipici? Nu. Dintr-o dată au dispărut toate. Dintr-o dată ne-a egalizat. Pentru că diamantul ăla de 100 de milioane de dolari îl reprezintă pe Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie Domnul. Faptul că eu, la un moment dat în biserică, încep să îmi bat joc de altcineva care n-are școala mea, eu am și fondiță, care n-are cifra mea de afaceri, eu am și RTI cu sclipici, și încep să îmi bat joc de el, nu-mi bat joc de cartonul lui, de RTI-a lui de sclipici, nu de fondița lui, ci îmi bat joc de cel ce e înăuntru lui, pentru că valoarea lui nu-i dată de cartonul ăla grosier, nu-i dată de RTI-a cu sclipici sau de fondiță, îi dată de valoarea Hristos în noi, în nădejdea slavei. Câtă vreme eu disprețuiesc omul ăla, femeia aia, tânărul ăla și tânăra aia, bătrânul ăla îl disprețuiesc. Eu nu îl disprețuiesc pe el, ci disprețuiesc pe Hristos care este în el. Așa se face cu un om cu foarte multe fondițe, cu scrisori de acreditare, mergea să-i prindă pe credincioși. Și ăștia fugeau toți de groaza lui. E vorba de Saul din Tars. Și credincioșii fugeau din fața lui Saul, pentru că ăsta îi bătea și îi băga la închisoare, efectiv. Ba asista la execuția unora dintre ei. Și ăștia fugeau toți. Dar la un moment dat, cineva l-a trântit din șaua calului jos și a spus, Saule, Saule, pentru ce mă? Dar Saul n-a plecat să prigonească pe cineva atât de puternic încât să-l lumineze, să-l dea jos. El a plecat după niște amărâți de creștini, după niște amărâți de oameni care fugeau și n-aveau nici studii superioare, n-aveau absolut nimic, pe el a evreu. Și era foarte rentabil, pentru că dacă le dai o palmă, ei sunt învățați să întoarcă și celălalt obraz. Și ideal de prigonit așa, ideal de făcut mișto din ei. Dar dintr-o dată Saul și-a dat seama că cineva le-a luat apărarea. Totdeauna când eu disprețuiesc, vorbesc de rău, fac mișto, totdeauna când eu clevetesc pe cineva care arată ca o cutiuță de carton grosier, care mai are câte o fondiță acolo, dar e Hristos în el. Hristos vine și spune, tu nu pe el îl prigonești, ci pe mine. Bun, azi mâine și poi mâine, când Hristos se ridică și mă dă jos din șaua pretențiilor mele și spune, ai făcut mișto din copiii mei. În momentul respectiv, cine te mai scapă, fratele meu? De aceea trebuie să învățăm să ne temem de Domnul. Doamne ajută! Nu ne întreabă Dumnezeu pe cine să aduci la mântuire, te întreb pe tine, votați bordurile de conducere, cine trebuie să vină la pocăință. Nu, nu, eu îi aduc la pocăință pe cine găsesc eu de cuvință, vă torn Duhul Sfânt, iubiți-vă și respectați-vă, Doamne ajută! În frică și teamă de mine. Spune Sfânta Scriptură un text biblic pe care de actualitate, căci eu urăz despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acopere haina cu sălnicie, zice Domnul oștirea. De aceea luați seamă în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Ce urăște Domnul? Despărțirea în căsătorie. Cum ne-am ajuns să iubim și să tolerăm asemenea lucruri? Bineînțeles că prezentăm o grămadă de acazuri în care nu se mai putea. Dumnezeu îți vine și spune, învățați frica de mine și să învățați să urâți ceea ce urăsc eu. Faptele respective, învățați să le urâți. Al treilea lucru, învață-te să păzești după ce ai învățat. Sunt foarte multe teorii pe care le învățăm și predicile din biserică, tocmai asta fac, ne învață. Dar învață să păzești acele lucruri. Păzește frica de Domnul, pentru că asta e o mare valoare. În Noul Testament veți vedea că valorile importante au ca substrat frica de Domnul. Și dacă vine diavolul să-ți fure frica de Domnul și apucă să-ți o fure, rămâi cu iubire de Domnul cât vrei. Rămâi cu statutii de organizare a diferitelor organizații cât vrei. Dar dacă nu mai ai frică de Domnul, tu nu-ți mai poți duce mântuirea până la capăt. De sfințire nu mai vorbim. Tu nu mai duci. O lăsi pe la o adunare generală, o lăsi la o bucată de ogor, o lăsi la o moștenire de la părinți sau de la altă parte, o lăsi pe undeva. Frica de Domnul te ajută să duci valorile pe care le-ai primit cadou, prin har, mântuirea și sfințirea, să le duci mai la capăt. Doamne ajută!
Dacă diavolul ți-a substituit frica de Domnul, nu mai ai motivație pentru asta. De aceea textele biblice care s-au citit așa, dar preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, să ne ajute Dumnezeu. Începe, iubitul meu, să păzești lucrurile acestea. Începe să te gândești, am eu frica de Domnul, o păzesc? Pentru că diavolul este asemănat cu un hoț și peste tot când înainte de venirea Domnului spune, iată că eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu nudă. Dumnezeu a pus în noi frică de El și frica asta de El ne ține. Vin teologi liberali și spun, lasă Domnule frica, tu iubește-L pe Domnul și apoi fă ce vrei. Fă ce vrei, trăiește cum vrei tu. Ori foarte mulți din oamenii aceștia uită că doar frica de Domnul te ajută să duci valorile care trebuie până la capăt. Și hoții, când pândesc un apartament sau o casă să intre în ea, nu intre să fure chibrituri, stimații mei. Nu intre să fure nașturi. El se uite, este valoare acolo. Când diavolul vine la tine, nu vine să-ți iei mașina, că nu valorează nimic pentru el. Nu vine să-ți ia banii tăi, că nu valorează nimic contul tău bancar. Ci diavolul, dacă ți-a frică de Domnul, tu nu mai ai cu ce duce mântuirea. Și pentru sfințire te plictisești rapid, pentru că n-ai frică de Domnul. Ori de aceea mântuirea și sfințirea se duc în contextul fricii de Domnul. De aceea este important să păzești. Și ultimul lucru cu care vreau să închei mesajul meu este că dacă înțelegi frica de Domnul, apoi dacă alegi frica de Domnul, apoi dacă intri la școală și înveți ce înseamnă frică de Domnul, ce-i place Domnului și ce urăște Domnul, și ajungi să-ți placă ceea ce-i place Domnului și urăști faptele care le urăște Domnul, ajungi să păzești cu ajutorul Duhului Sfânt, ajungi o plăcere pentru tine să te temi de Domnul, slăvit să fie Domnul. Efectiv, ți-i drag. Ți-i drag să fii urmașul cuiva care are toată autoritatea și toată puterea. În lumea aceasta sunt oameni care sunt fani la diferite vipuri, staruri și așa mai departe. Tu alegi la șantierul tău, la școala ta, în casa ta, să cinstești pe Domnul tău. Tu te lauzi cu El și îl iubești respectându-L și stai aproape de El spunând, Tu ești Domnul meu. Vă dau o referire biblică, Psalmul 25, versetul 14, spune așa, prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El dă învățătură. Psalmul 73, versetul 25, foarte frumos. Pe cine am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în... Ajunge o plăcere, frații mei. O plăcere când vorbești de Domnul. O plăcere când vorbești de ce-i place Domnului. O plăcere când vorbești de faptul că Domnul este foarte exigent. Încep să-ți placă lucrurile acestea. Și ceea ce e mai frumos și observ în zilele noastre de astăzi că avem nevoie, stimații mei, ca să ajungă o plăcere, din respect pentru Domnul, toată slava i-o dăm Lui. Amin. Ne înzestează Domnul de-a lungul timpului cu anumite abilități, cu anumite descoperiri, cu anumite daruri speciale. Dar efectiv, nu te interesează numele tău, nu te interesează studiile tale, nu te interesează să te prezinte frații ca nu știu cine, ca având experiență, ci te interesează ca numele Domnului să fie înălțat în toate. Efectiv, bucuria ta este să-L înalți pe Cel care ți este imaginea ta, Cel ce ți este modelul tău, împăratul tău, regele tău. Văd astăzi din ce în ce mai mult oameni care reușesc să termine o școală, oameni care reușesc să citească cărți, oameni care reușesc prin să devină vestiți, că la un moment dat se supără dacă nu le prezinți faptul că e doctor, profesor în teologie, în medicină, în nu știu ce. Oameni care la momentul actual introduc în bisericile noastre pe subtilitate așa aplauzele. Pentru că noi spunem aici, Iisus Hristos este Domnul și noi spunem toți, slăvit să-i fie numele. Amin! Ei, să lăudăm pe Domnul și începem să aplaudăm prezența Domnului. Și dirijorii vin și spun așa, și predicatorii spun, sunt aici pe fază, am băgat slava Domnului în buzunare mea. Am participat la o grămadă de lucruri din astea, în care toată slava pleacă în buzunarul altora, în care toată gloria pleacă. Văd slujbe din mormântare, permiteți-mi să vă spun și de priveghi, unde nu mai vorbim nimic de Hristos, vorbim că ar trebui să dea la o parte Hristos să intri deședatul.
care a fost fratele nostru, să-l lăudăm noi, și om grozav a fost, frații mei, dacă a fost grozav, a fost din cauza lui Iisus Hristos. Copiii lui, neamurile lui trebuie să înțeleagă că dacă vor să ajungă în împărăția Domnului, trebuie să vorbim tot de Iisus Hristos. Știu că este o tragedie când cineva pleacă dintr-o dată, dar Iisus Hristos merită toată slava. Amin. Ei, în momentele actuale, n-ajunge o plăcere. Ajungem să ne lăudăm fiecare, să întrebăm, mă cunoști pe mine, mă știi pe mine, au venit cu tare celebritate, cu tare, frații mei. Dacă nu era Hristos, probabil eram niște alcoolici cu nasul roșu. Dacă nu era Hristos, cu toate studiile noastre, eram pierduți în lumea asta. Suntem ceea ce suntem datorită lui Iisus Hristos. Suntem pe calea Lui datorită îndurării Lui. Oare n-ar merita ca la slujbele noastre, plăcerea noastră este să-i dăm glorie Lui? Ca la orice moment, că de foarte multe ori se aude, băi frate, câteodată la bisericii pentecostale, frații mei, asta facem, ne antrenăm la asta. Dacă ies o cântare bine, spunem, slăvit să fie Domnul. Bun, ăștia au făcut repetiție. Ceilalți au cântat bine, ceilalți au pregătit, au slujit. Dar toată slava este a Domnului. Că altfel, dacă nu era Domnul, nu mai făceam repetiție. Stăteam beți prin șanț pe undeva, stăteam poate drogați în altă parte, stăteam departe și poate nici nu mai trăiam. Dacă suntem în casa Domnului, suntem datorită Lui. Și lucrul acesta ar trebui să devină o plăcere pentru noi. Să-i onorăm numele Lui. Să-i glorificăm harul Lui și să spunem, dacă suntem ceva, suntem datorite Lui. Frica de Domnul, în primul rând, înțelege-o. În al doilea rând, alege-o. În al treilea rând, după ce ai ales-o, învață-o, apoi păzește-o și apoi fă din ea plăcerea vieții tale. Că Domnul Iisus Hristos spunea, plăcerea Lui este frica de Domnul. Când vom fi ca El, pentru că acolo trebuie să ajungem, plăcerea noastră va fi frica de Domnul. Amin.